Urmează știrile Agro TV, prezentată de Cristina Cioban. Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor! În județul Argeș, numărul focarelor de peste porcină africană crește de la o zi la alta. Analizele de laborator efectuate la Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală București au confirmat prezența acestui virus în alte 3 gospodării argeșene. De precizat că până acum s-au înregistrat focare în Negraș, Suseni, Priboieni și Bascov. Autoritățile locale au început să aplice măsuri care se impun pentru limitarea transmiterii PPA. Corespondenta noastră, Elena Picu, ne prezintă imediat în detaliu situația din Argeș. După ce oile crescute la fermele din 2 localități situate în nordul județului, Valea Danului și Corben, au fost sacrificate la începutul anului pentru că au fost infectate cu virusul scrapiei și pesta porcină creează mari probleme. Pesta porcină africană nu se lasă dusă ușor din județul Argeș. A fost identificat un focar de pestă în comuna Mărăcineni și încă 2 focare în 2 gospodării din comuna argeșeană Dâmbovicioara. Rezultatele analizelor prelevate la animalele bolnave au confirmat că acestea au fost ucise de virusul pestei porcine africane și, ca urmare, 22 de porci au fost sacrificați. În aceste condiții, conducerea Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, împreună cu administrațiile locale, sub coordonarea Prefecturii Argeș, s-au pus pe lucru pentru izolarea focarelor nou apărute. Am avut un comitet local pentru combaterea bolilor și a trebuit să ne întâlnim cu membrii înainte și cu domnii primari din localitățile respective și de asemenea a trebuit să dezbatem și să hotărâm niște elemente specifice acestei probleme. Vă spunem și dumneavoastră, am pregătit și un comunicat către media și către populația județului. Deci în urma semnalelor de suspiciune peste porcină africană în 2 localități, Dâmbovicioara și Mărăcineni, satul Argeșelu, s-au confirmat aceste suspiciuni prin buletinele de analiză emise și s-a luat hotărârea de a stabili măsurile ce se impun pentru această zonă. Este vorba de 2 gospodării în Dâmbovicioara și o gospodărie din satul Argeșelu Mărăcineni. Ceea ce este elementul mai grav este că numărul de animale pierdute din această cauză este mult mai mare decât a fost în celelalte cazuri. Comitetul de urgență recomandă tuturor argeșenilor să comunice imediat medicului veterinar sau autorităților publice locale orice suspiciune de îmbolnăvire animală, să trateze cu responsabilitate acțiunile care țin de prevenirea răspândirii virusului și să respecte cu strictețe toate măsurile impuse de autoritățile competente. Cercetarea agricolă trebuie pusă în drepturile ei, a declarat Valeriu Tabără, președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice, invitat în emisiunea Agricultura la Raport. Cercetarea este singura care poate stabili principalele verigi de tehnologie care trebuie adaptate la schimbările climatice. Pe de altă parte, în aceeași emisiune moderată de colegul Ovidiu Ghina, s-a discutat și despre strategiile pe care europarlamentarii români le-au în Comisia de Agricultură din Parlamentul European. V-am pregătit câteva secvențe legate de acest subiect extrem de important pentru viitorul industriei agricole. Puneam la începutul întâlnirii noastre despre faptul că România va fi reprezentată în cadrul Comisiei de Agricultură din Parlamentul European de către 3 europarlamentari. O să le dăm și numele pentru a-i cunoaște și telespectatorii noștri. Doamna Carmen Avram, domnul Daniel Buda și domnul Dacian Cioloș. De asemenea, vom avea 2 membri supleanți în persoana doamnei Corina Crețu și în persoana domnului Dan Ștefan Motreanu. Haideți să stăm de vorbă cu domnul Daniel Buda, europarlamentar, reprezentant al României în cadrul Parlamentului European, în Comisia de Agricultură. Știu că pe data de 10 iulie vor avea loc și alegeri, va fi ales președintele și tot atunci, pe 10 iulie, vor fi aleși și vicepreședinții. Bună seara, domnul Buda! Bună seara, domnule, și celor care le urmăresc. Și mulțumesc pentru invitație. Și eu vă mulțumesc pentru faptul că ați răspuns prezent invitației noastre. Ați reînceput activitatea, miercuri au loc alegeri acolo în cadrul Comisiei de Agricultură. Cine candidează din partea României și pentru ce funcții, dacă ne puteți spune?
Da, așa este. Miercuri vor fi alegeri în cadrul Comisiei de Agricultură. Se vor alege președintele și cei patru vicepreședinți. Intenționez să candidez pentru un post de vicepreședinte. Aici procedurile sunt puțin mai complicate. Sperăm să și obținem acest post, deoarece sunt absolut convins că fermierii din România au nevoie de o reprezentare consistentă aici la Bruxelles, unde se discută, de fapt, despre ceea ce înseamnă noua politică agricolă comună. În același timp, este foarte important ca în toată această perioadă să reușim să stabilim și să continuăm acel parteneriat pe care l-am început, de altfel și celălalt mandat, împreună cu reprezentanții asociațiilor profesionale din zona de agricultură, pentru a putea ca prin intermediul nostru să punem pe masa celor de la Bruxelles sau masa unde, mă rog, să iau deciziile care sunt nevoile și care sunt realitățile din România, astfel încât ele se poată să îmbrace, să spun așa, haina regulamentelor europene. Ceea ce este foarte important însă pentru mine, ca și obiectiv esențial în acest mandat, să știți că este chestiunea legată de subvențiile în agricultură, pentru că ele trebuie să fie pe aceeași medie la nivelul Uniunii Europene, câte vreme suntem actori pe aceeași piață a Uniunii Europene. Nu poți să-i dai unui fermier din Franța, din Germania, cu 200-300 de euro în plus, față de fermierul din România, și ei să-și vândă produsele pe aceeași piață. În condițiile în care prețul de cost a unui kilogram de grâu sau unui kilogram de carne este la fel și în România și în Franța. La Alexandria, echipa România văzută din tractor a făcut cunoștință cu Eremia Stanciu, un legumicultor înscris în programul Tomate Românești, fidel acestei culturi de 14 ani. Primul gest al jurnalistei Patricia Pop a fost să testeze personal gustul roșilor cultivate de producător. Pentru că sămânța achiziționată încă din toamnă de la Indagra este testată chiar în solariile cultivatorului, acesta spune deschis care sunt hibrizii de care este mulțumit și care nu au aspect comercial. Până acum, roșiile frez cu creștere nedeterminată i-au adus cea mai mare satisfacție. Suntem la domnul Eremia Stanciu, un cultivator de tomate înscris în programul Tomata Românească. Și nu vreau să pornim materialul până nu gust eu o roșie de la domnul Eremia și să spunem și cum sunt. Eu vă spun după aia dacă avem de-a face cu o roșie gustoasă. E foarte bună la gust. Cultiv aceste roșii, un hibrid pe care îl cultiv de câțiva ani de zile. L-am testat mai mulți ani și am ajuns la concluzia că e cel mai gustos, cel mai bun și cel mai bine se caută pe piață, în care am clienți și vând numai la masă. Dar seamănă foarte mult cu pepenele, are foarte multe zahăruri. Așa, probonele de zahăr, așa ar trebui să aibă soiul da, ăsta? Da, sigur că da. Hibridul acesta? Și acest hibrid, nu numai calitatea lui, dar și îngrășămintele pe care le bag, pentru că folosesc foarte puține îngrășăminte chimice, folosesc mai mult îngrășămintele naturale. Asta e foarte bine. Înțelesem că până anul trecut ați fost chiar pe cultură bio. Am fost bio 6 ani. Lucrat bio. Păi și de ce n-ați continuat? N-am continuat din cauza la tuta absolută. Astea sunt cu creștere determinată sau nedeterminată? Nedeterminată. Celelalte din spatele dumneavoastră sunt determinate. Ăsta este un hibrid bulgăresc ăla din spate, care l-am testat anul ăsta și... Cam micuț. Păi e nedeterminat, face la tufă jos totul. Da. Face producție, dar... Mă rog, nu prea... Nu sunteți prea mulțumit de nu el. Prea, nu. Nu. La ce nivel se ridică producția într-un an, într-un sezon? De exemplu, eu pun între 800 și 1000 de plante pe un solar pe 4 ari. Da. Deci 4 ari, 400 de metri pătrați, ori două plante la metru pătrat, 800. Deci așa. Merg două plante și ceva între 800 și 1000. Cam 4-5 kg pe plantă. Cum vă alegeți soiul de roșie? Două zile stau la Indagra. Vizitez tot, iau toate catalogele de la semințe. Corect. Și pe o perioadă de iarnă comand. Ultima întrebare. Cum ne dăm seama dacă roșia este naturală, fără chimicale? Mirosul și gustul, mai ales. Roșiile care sunt crescute cu chimicale multe, da, au celuloză multă. Sunt tari. Așa. Și nu auzeam aceasta. Aha. Celuloza e ceva aspru în ea. Bun, deci dacă e tare, sticloasă, gustați din ea așa... și mușcați din ea, nu e zemoasă și apoasă.
Ideea de afacere cu struți s-a dezvoltat imediat după 90 pe tot cuprinsul țării. Cu toate promisiunile de profit în care internetul abundă, este foarte ușor să cazi în mirajul struților. Teoretic, fiecare parte a păsării are o întrebuințare. Ce nu prea se spune este dificultatea de a găsi piață de desfacere pentru toate aceste materii prime exotice. În ciuda faptului că este o afacere riscantă, unii au reușit să intre pe piață. În județul Telorman, în localitatea Saelele, un localnic a avut curaj și acum 3 ani a cumpărat 70 de pui. Ajungem în prezent când colegul Bogdan Tudor stă de vorbă cu acest crescător de struți chiar lângă aceste păsări impunătoare și extrem de curioase. Mărin, hai vine aici. Hai vine. Hai vine, Mărin. Hai. Vrei? Mărinel. O mică fermă, două familii de struți, maturi, de 3 ani jumate. De ce struți? De unde v-a venit ideea de a crește struți? Un hobby al băiatului. Am luat acum 3 ani jumate 70 de pui, i-am crescut, acum sunt maturi, au început să ouă, am luat incubator, vrem să continuăm afacerea. Ce înseamnă cana de struți? Unde o dați? De ce este căutată atât de mult? E o carne superioară. Deocamdată nu am început să livrăm. Deocamdată suntem în primul stadiu de înmulțire și de creștere. Dar unde se consumă carnea de struți, de exemplu? Mai mult în străinătate. La noi nu prea își permit prea mult, numai la unele restaurante, poate. Spuneați că e o carne mai bună decât cea de, să zicem, de pui sau de da, porc? E foarte superioară, da. Conține foarte multe elemente benefice corpului. Câți aveți acum aici, în spatele dumneavoastră? 9, 2 familii, 2 masculi și 7 femele. Văd că vin când ați vorbit cu ei, vin la dumneavoastră. Dacă i-am crescut de mici, s-au obișnuit, s-au învățat și mă cunoaște. Când vine altcineva străin, să cam sfie să stresează. Sunteți singurul care crește în zona asta struți? Da, da, nu singur. Nu să mai existe vreunul? Nu, nu, nu. Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii continuă semnarea convențiilor cu băncile implicate în finanțarea beneficiarilor Agenției de Plăți și Intervenții în Agricultură, în baza cărora va garanta maxim 80% din valoarea creditelor pentru capital de lucru acordate pentru desfășurarea activităților curente. Garanția de până la 2,5 milioane de euro per beneficiar se acordă fermierilor activi care intenționează să acceseze credite pentru capital de lucru în baza sumelor alocate din subvenții ajutoare de stat la solicitarea băncilor și în baza aceleiași documentații depuse pentru accesarea creditului. Beneficiarii subvențiilor de stat din sectorul agricol și alimentar vor putea solicita credite garantate pentru următoarele măsuri. Măsura 14, bunăstarea animalelor, anul de angajament 2019. Măsura 14T, plăți privind bunăstarea animalelor, anul de cerere 2019. Scheme de sprijin implementate de APIA, campania 2019. Colegul meu, Ovidiu Ghinea, vă așteaptă la o nouă ediție a Agriculturii la Raport, în care împreună cu invitații săi vor dezbate problema fondurilor europene. Bine te-am regăsit, Ovidiu. Telespectatorii tăi știu deja. Marți este ziua dedicată fondurilor europene. Cum se accesează? Cum se fac dosarele? Spune-ne de ce trebuie să fie cu ochii pe voi și în această seară. Doamnelor și domnilor, marțea discutăm despre bani, discutăm despre fonduri europene aici la AgroTV, la Agricultura, la Raport și în această seară voi avea alături de mine 3 consultanți, 3 oameni pe care îi știți, îi cunoașteți, nu mai e nevoie să vi prezint. Domnii Ion Păunel, Marian Vișu Iliescu și Mihai Aron vor fi în această seară aici la Agricultura, la Raport. Așteptăm telefoanele dumneavoastră, așteptăm mesajele dumneavoastră. Adresa noastră de Facebook, cred că o știți, agrotv-agricultura la raport. În câteva minute ne vedem și ne auzim aici la AgroTV. Recent, ministrul Agriculturii Petre Daia a vorbit cu colegii de la Agerpres într-un lung interviu în care s-au atins mai multe subiecte de interes pentru industria agricolă. Printre altele, ministrul a fost rugat să detalieze situația recentă prin care guvernul a aprobat măsuri pentru declanșarea urgentă a lucrărilor de reabilitare a canalului Siret-Bărăgan, care au fost declarațiile demnitarului, dar și de unde are de gând să atragă fonduri pentru acest proiect. Aflați toate răspunsurile imediat în jurnalul AgroTV.
În interviul acordat, Ager Press, șeful MEA de Rea, a vorbit despre situația actuală a canalului de irigații Siret-Bărăgan, o lucrare extrem de importantă pentru țară și foarte valoroasă pentru fermieri. Anul viitor intrăm în lucru efectiv pe primii 11 kilometri. Continuăm de la kilometrul 5,7 până la 11. Atacăm prima etapă de 51,5 kilometri din canal. Dăm drumul la fonduri, suntem în proceduri în pregătirea investiției, a declarat ministrul agriculturii. Petre Daia se bazează în totalitate pe banii țării, însă pentru asociațiile utilizatorilor de apă spune că este necesar să se gândească și la o strategie de a atrage fonduri de la Uniunea Europeană. Investiția se află în programul național, dar o să atragem fonduri din afară pentru asociațiile utilizatorilor de apă. Facem canalul și ne organizăm pentru a face organizații de udători, în așa fel încât să putem să accesăm fonduri europene, a precizat Petre Daia. La ora actuală există 1,4 milioane hectare irigabile și se continuă programul de reabilitare până la o suprafață de 2 milioane de hectare. Sunt 56 de șantiere deschise până în prezent, iar până în toamnă Daia vrea să le deschidă pe toate cele 87 de amenajări de irigații. După ce ieri v-am prezentat mana cartofului, cel mai mare pericol pentru culturile de cartofi, astăzi vă dăm mai multe detalii despre transmiterea acestei boli. Pe baza informațiilor oferite de specialiști de la Cotidianul Agricol, colegul meu, Marius Milea, vă arată cum se poate observa acest patogen, cum ajunge de pe frunze pe tubercul și cum se poate manifesta chiar și în depozite. Mana cartofului se transmite prin intermediul tuberculilor bolnavi, dar și prin resturile de plante infectate. Din acești tuberculi manați apar lăstarii brunificați, iar pe frunzele pătate ale acestora încep să apară spori. Aceasta este infecția primară generalizată, care poate fi controlată însă prin rotația culturilor la cel puțin 3 ani. Infecțiile secundare se produc atunci când sporii spălați de ploaie ajung la suprafața solului și produc infecții noi. Primele dintre acestea vor putea fi observate la aproximativ 35 de zile după momentul plantării. În zonele ploioase, boala poate fi observată chiar mai repede și poate produce pagube însemnate într-un interval scurt de timp. Sporii ciupercii se răspândesc cu 10 km pe zi. Așadar, în zonele unde există un focar de infecție, mana poate distruge suprafețe chiar și de 100 de hectare. Transmiterea infecției poate avea loc și în timpul recoltării, dacă tuberculii intră în contact cu vrejurile atacate deja sau cu solul în care se găsesc sporii. Mai mult, cartofii se pot îmbolnăvi chiar și în depozit. Infecția este favorizată de prezența posibilelor răni și are loc dacă tuberculii sănătoși intră în contact cu cei infectați. Apicultorii sunt tot mai nemulțumiți de condițiile meteo din țara noastră. Ploile din ultima perioadă, care au adus cu ele și bucăți mari de gheață, le-au făcut numai necazuri stuparilor. Unora le-au inundat stupii, iar altora le-au omorât albinele. Din această cauză vom avea mai puțină miere decât anul trecut, anunță crescătorii, care au început să ridice prețurile. Avem un studiu de caz din Valea Viilor, județul Sibiu. În ultima perioadă, condițiile nefavorabile n-au fost prielnice pentru apicultori. La dumneavoastră, în zonă, în zona Valea Viilor, zona Sibiului, cum se prezintă situația? Bună ziua! Într-adevăr, au fost niște condiții slabe din punct de vedere al vremii. A plouat și la noi tare mult și cantitatea de miere a fost foarte puțină. Albinele, văzând această vreme, au intrat în frigul roitului, foarte multe dintre ele. Ele, cunoscând situația că nu mai o să adune foarte multă miere, s-au gândit să se înmulțească și să plece. Ne-am descurcat, am reușit să-i scoatem din frigul roitului, dar cantitatea de miere a fost foarte, foarte puțină. Stuparii spun că pierderile sunt undeva la 70% din cantitatea de anul trecut. Este adevărat? Da, și la noi este la 50%, cam 50%. Și foarte multe familii de albine pur și simplu au pierit, tot datorită condițiilor meteorologice nefavorabile, datorită furtunilor în zona aici. Nu mi s-a întâmplat să moară din primăvară nicio familie de albină. Într-adevăr, ele nu au mai fost așa populate, au fost mai slab dezvoltate, tot din cauza aceasta a vremii.
Cu treabă, recent, Marius Milea, unul dintre reporterii noștri, a fost în județul Sibiu, la Valea Viilor. S-a întâlnit în stânga și în dreapta cu fermieri și cu reprezentanții ai administrației locale. Am tot dat materiale din această deplasare. Din vorbă în vorbă a aflat de lichie. Ce este, cum se face, dar mai ales cine o face, vă destăinuie imediat chiar colegul meu, Marius Milea. Urmăriți materialul și poftă bună! Am văzut că aluatul era destul de pufos. Cine n-ar cunoaște ar spune că se pun afânători. Dar... Nu. Afară de drojdiuță noi nu punem altceva. Și lăsăm bine la dospi, dacă dospește. Acum am rupt lichiele, le întindem, punem peste ele smântâna și le dăm la cuptor. Cât trebuie să stea la cuptor? Și în primul rând, cum trebuie să fie cuptorul? Bine, cuptorul trebuie să fie bine încins, așa. Noi probăm cuptorul. Facem așa cu dârgul și dacă scânteiază vatra, atunci înseamnă că e destul de... Deci trebuie să scânteieze vatra. Da. Ce înseamnă să scânteieze? E bun de copt. Oprit focul, gata, măturăm cuptorul frumos și pe vatră punem lichie. Cu ce se umple? Cu smântână. Smântână? Da, smântână. De casă, bătută în casă? Acum nu mai este smântână de casă, luăm din asta, din magazin, dar cu grăsime mai mare. Grăsime mai mare. Și acolo stricăm ouăle, când vedem că se înflorește, ca așa să zice, se rumenește frumos pe deasupra, îl scotem afară. Păi nu știu, așa niciodată n-am cronometrat. Se mănâncă reci, calde? Deci cele mai bune. Calde. În zona aveți destul de mulți străini, foarte mulți din Germania, au venit și din Ungaria. Bucătăria din zonă îi atrage? Foarte mult. Cine a venit aici, atâția musafiri care vin aici, nu știu, să simt așa de bine. Și se taie ca plăcinta. Se taie ca plăcinta. Și ăsta așa se mănâncă cald. Deci nu mai e nimic de spus. Doar sunetele acestea. După ce terminăm și cealaltă, am să încerc dacă pot să vă... Foarte bune, nu am mai mâncat de foarte mult timp așa plăcinte bune. Ca la țară, bună, făcută ca de bunicile noastre. Da. Vă aduceți aminte? Da, cum să nu? Adică eu la vârsta asta și mi-aduc aminte de bunica care făcea niște plăci. Frământau acolo și căleau. Vede pe la țară acum chestia asta. Și de asta este foarte important, dar nu sunt de calitatea asta. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Agro TV. În continuare vă invităm să urmăriți Agrometeo. Rămâneți alături de programele postului nostru de televiziune. La revedere! La noapte, în jumătatea sudică a țării, vor fi înorări temporare, dar numai izolat va ploua. În restul teritoriului, cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 și 19 grade, mai coborâte în depresiunile Carpaților Orientali până spre 6 grade. Mâine, vremea va fi răcoroasă în cea mai mare parte a țării. Cerul va avea înorări temporar accentuate și vor fi averse, posibil însoțite și de descărcări electrice, local în sudul și sud-estul țării și în zona de munte și pe arii restrânse în rest. În estul Munteniei și Dobrogea, aversele vor avea și caracter torențial, iar cantitățile de apă vor depăși izolat 20-25 de litri pe metru pătrat. Vântul va avea intensificări în zona montană înaltă și pe arii restrânse în celelalte regiuni. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 27 de grade.